Salutare, dragii mei prieteni, cu voi este Mihail Isaicul și astăzi să facem un antrenament total body workout, adică antrenament complet la toate grupele de mușchi pentru începători, să vedeți că totul este posibil cu propria greutate. Să-i dăm drumul! Și vom începe cu primul exercițiu pentru grupa de mușchi ale spatelui. Să mergem pe rând la fiecare grupă de mușchi în exercițiu. Deci primul exercițiu pentru spate va fi pentru cei începători, desigur că ridicarea la o bară mică. Deci ne punem în poziția aceasta, picioarele împreună și pur și simplu facem ridicări. Acum să trecem la exercițiu pentru pept. Executa flotări obișnuite, putem să executăm la ceva mai înalt pentru că este pentru începători și o să le facem în felul următor. Punem cât mai apropiat și mâinile când facem flotări nu le dăm în părți, da? Le ținem lângă corp. Dacă vă este în general foarte complicat, puteți să folosiți la fel acest exercițiu dacă vă puneți pe genunchi. Deci spatele l-am prelucrat, mușchii pieptul la fel am prelucrat, acum o să trecem la următorii mușchi, care vor fi mușchii umerilor. Acum schimbăm poziția, adică punem picioarele pe ceva mai înalt, ca să fie un dezbalans, adică mâinile mai jos, picioarele să fie puțin mai înalt. Ce o să facem cu flotările? Pentru umeri. Punem așa, puțin ne dăm înainte, ce facem? Deci următorul exercițiu va fi pentru mușchii abdomenului și vom prelucra la o simplă scaun. Deci exercițiul va fi pentru următor. Cred că toți cunosc această mișcare, punem picioarele aici. Este exercițiu simplu, mâinile la spate sau aici și executăm. Următorul exercițiu va fi pentru mușchii tricepsului. Exercițiul îl face următor. Pentru cei care n-au o pregătire absolut nimic, o să lasă pe genunchi. Pentru cei lasă, o să pună puțin așa. Adică mergem. Putem să începem la bara aceasta, urmă bara mai joasă și bara mai jos. Deci, facem aici, pentru începători. Următorul exercițiu pentru mușchii bicepsului va fi ridicări pentru Hefesto, dar varianta ușoară. Deci picioarele ținem împreună, aici punem capul aici și ne lăsăm jos. Și ultimul exercițiu pentru mușchii picioarelor, desigur că va fi genoflexiunile simple. Deci le executăm în felul următor. Mâinile împreună și așezări simple. Deci acesta a fost un antrenament total la toate grupele musculare, adică cât un exercițiu simplu, îl puteți executa două ori pe săptămână și vă promit că o să aveți rezultate în creștere. Dacă vă plac așa genuri de video scurte, dar din care puteți să aflați ceva nou, lăsați un like, scrieți un comentariu și desigur că abonați-vă la canalul meu. Vă iubesc pe toți, pace și ne vedem data viitoare!